No, și o să ploaie toată ziua. Și apropo de astea, patru lupi intră într-un bar. Dacă intră un bar, e o oaie. Dau drumul? Da. În 3, 2, 1. Hei! Zi bună, sunt Mocanu, a revenit Radu Bucălaie. Eu sunt Radu Bucălaie. V-am zis? V-am zis că revine? V-am zis? Da, mă, Întrebați voi. Și acolo avem pe colegul și prietenul meu, Victor Băra. Hey. Și prietenul meu. Hey. Și, da, și lui Bucălaie. Eu de ce am emoții? Zi bună! Zi bună! Da, mă, și dădeam o seară mie. Și? Nu știu, suntem live. Aoleu, uitam că credeam că suntem la montaj. Ne-am simțit ca la știri. Bună dimineața, oameni buni și răi, bine v-am găsit la porucă, luni. O nouă săptămână de zi bună și o nouă săptămână în viața noastră. E luni, e soare, e frumos. Na-na-na-na-nat! E luni, e urât. Ninge un pic, în caz că nu știți. Un pic. Afară a nins jumătate de centimetru de zăpadă, pe Facebook a nins chile, pe Facebook sunt 6.000 de poze cu zăpadă. Și ca de obicei, știu că toată lumea e sătulă de treaba asta, cum că de fiecare dată când plouă puțin sau ninge puțin, Bucureștiul se transformă într-o junglă, dar pentru mine e o chestie nouă, pentru că de curând mi-am achiziționat și o mașină. Mă rog, de timp mi-am luat și permisul, dar mi-am dovadă. Băi, o oră am făcut în trafic, o oră. Atât. Am vrut să comunic cuiva frustrările mele de nou începător. Eu eram așa în trafic, mă uitam la chestii pe telefon, la, mă rog, la Good Mythical Morning. Adică, eram așa, da, trafic super tare, mă uit și la ceva. Că eu l-am sunat pe Mocanu și eram convins că o să întârziem, era 9 fără un minut și era clar că întârziem, l-am sunat și el mi-a zis la glumă că da, dar întârziem și nici n-am stat pe gânduri, am postat pe Facebook, întârziem. Vedeți că nu mai ajungem, dar am ajuns. Da. Victor, te-ai uitat până acum la emisiunea asta? Da, m-am uitat când a fost Mirica, a fost Sergio. Ai văzut ce trebuie să facă omul care stă în spatele camerei? Trebuie să se uite pe Facebook. Da. Și după aia, pe locul 2, bea cafea. Am înțeles. Bucurăm foarte mult să te avem aici. Cafeaua de la Toma, îi mulțumim lui Toma. Și n-am văzut toate, adică emisiunile întregime cu Sorin. Nu știu dacă i-ați mulțumit din nou lui Cătălin Cășoarcă. I-am mulțumit, da. Da? Doar o dată. Atunci nu-i mai mulțumit. Mai dă și dracu, mă, până la urmă. Ce dracu, mă, ai pictat tu, desenat cu creta. Ne-a desenat foarte bine, după care l-au năpădit blestemele, pentru că acum e acasă, are varicelă. Nașma. Da, așa că ce n-a făcut varicelă, să nu vă pupați cu Cătălin Cășoarcă. Bora, Victor joined? Mamă, să uită și Victor ești nebun. Păi altfel cum văd comenturile? Bă, da, și ăsta e nebun, mă, să mor eu. Are dreptate. Da, așa e. Da. E deștept, scuze. E deștept, Victor Bora. Yeah, Victor Bora. Intrați pe... Zi-mi adresa de la SoundCloud, de la podcast. N-ai? Am pe SoundCloud, dar nu știu. Nu, URL, n-ai podcast? N-ai pus... Are podcast, mă, da, Victor Bora, Bora Victor Podcast. Da, da. E singur? Nu, am fac cu oameni, am făcut și singur. Faci și urmează oameni, să corect. Vă întreb și pe voi dacă vreți să... Acum în direct, ca să... Acum că tot ați adus vorba. Hey. Ai ascultători? Am avut la un moment dat, bă, nu, îs 50, nu știu, după păi ce 50 e extraordinar, nu mă știam să... Dar nici n-ai promovat, nici n-am... Da, n-am promovat, am vrut să fac câteva să văd cum iese și după aceea să încep să le postez. Aseară m-am întâlnit. Eram la Ocean, la New Yorker și m-a oprit un băiat, Doru, care mi-a zis ceva, Mocanule. Ceea ce e puțin, adică mi-e place... Vorbea așa, vorbea așa sau așa faci tu, așa... Emoțional? Nu, am făcut eu un pic, nu vorbea așa, mi-a zis, salut, serios, ce faci, Mocanule? Și mie mi se pare puțin dubios, adică, mi-e place prietenia, eu vorbesc cu oameni, îmi place așa să fim prietenos cu oamenii și să fim prieteni, gen, dar... Unii îmi zic ce faci, Mocanule, ca și cum, a, ne știm și eu mă simt, bă, dar de unde îl știu eu pe băiatul ăsta, că nu-l știu. Și e penibil așa că stau un pic, bă, mă știi de undeva ce? Sau ne știm sau, mă rog. Și el mi-a zis, i-am zis, dar tu cine ești? Și el a zis, sunt un fan, a întrebat ceva de zi bună și a zis, sunt un fan de-al vostru de când ați făcut prima emisiune și aveați 100 de oameni care se uitau.
Și m-am simțit un pic jignit pentru că erau 500. De atunci? Erau 500, nu erau chiar 100. Dar da. De la primul sezon de Zi Bună. Da, da, de la primul sezon. Păi nu avem decât să numim primul sezon, că altfel trebuie să zic de fiată, de prima oară când am filmat noi cu în 2016. 2016, mai. Da, și a fost simpatic Doru. Mulțumim Doru că ne urmărești. A zis că nu știa dacă poate să se uite astăzi, de-aia să-mi comenteze dacă se uită. Aș vrea și eu să cer oamenilor un lucru foarte important și foarte drăguț. Dacă sunteți de acord și binevoitori și aveți un suflet mare, dați și voi un share la acest video să ajungă la cât mai mulți oameni și noi oricum trebuie să ne promovăm pagina în timp pentru că nu are foarte multe like-uri și de asta că altfel mii de oameni ar fi pe live-ul ăsta. Sergiu Mirică! Sergiu Mirică, te-ai trezit, bună dimineața. Neața, Sergiu Mirică. Pentru dedicație, lăsați un comentariu. Bună dimineața. Da. Vă salut din liceu. Bă, ai văzut, mă, că nu mai au voie ăștia cu... Băi, Alex, nu o să mai aveți de voie, bă, la liceu cu telefoane. Ce? Nu să mai se delege, mă, că nu mai au voie cu telefoane în ore. Nu știu, mi se pare că în timpul orelor. E o chestie din asta. O să-și lase telefoanele undeva, după aia o să-și le fure. Să fie o nebunie din asta. Poate trebuie să-și le lase în dulăpiori din ăla pe holul școlii, ca la Stai americani. Un pic! Stai un pic! Unde mi-e Nesquik-ul? Nesquik-ul? E în spatele laptopului tău, dar mă rog. Iartă-mă. Pentru că a nins atât de tare atât în America cât și în București de azi dimineață, am trecut să cumpăr ziarul și nu au venit ziarele, efectiv. La un peco nu au venit ziarele. Bă, un peco mare. Nu să-i zic numele, ăla cu verde și începe cu O de la omidă. Bă, nu au venit ziare. Am mai găsit un ziar de vineri, cred. Singurul ziar că ați avencit. Deci astăzi vom fi obligați să ne adaptăm pe nou și să citim horoscopul de pe internet. Și, apropo, avem găsit o nouă variantă de, să zicem, rubrică pentru a citi horoscopul. Se numește Tu faci horoscopul și anume, nu o să mai citim toate zodiile, că nu are sens. Cine vrea să citim horoscopul, ne dă mesaj pe live cu zodia pe care o poartă de când s-a născut el și până în momentul de față și până când o să moară. Doamne ferește, dă rugelul să mă te poate. Nu. Dați un mesaj cu zodia voastră. După care vă puteți gândi și la un stil în care unul dintre noi să citească acel horoscop. Unul dintre noi, da. Da, unul dintre noi. Adică un stil în care să citim horoscop. Fii atent, dacă vrei băiețași de cartier, încerc eu. Băiețași dacă vrei de cartier, orice muncă. Alt stil din orice alt lucru păi nu, posibil. Nu, că-s două stiluri. Băiețași de cartier și orice. Moca nu face băiețași de cartier pare și că... orice. Eu am făcut posibil tehnic emisiunea asta și acum eu doar mă bucur de ea. Eu ar trebui să fiu acolo. Eu doar mă bucur de ea. Eu am stat cu Sorin și mă uitam la ce marfă e Sorin și acum m-am dat seama că mă uitam așa la tine cum făceai, ce ziceai și eram așa fericit că sunt aici. Și ar fi mișto ușor, ușor să te împingi cu scaunul așa, să ieși din cadru, știi? Dar e insensibil. Să ajung acolo lângă Victor și să fiu, bă, Radu, bă, Radu Bucălaie, băiatul, dragul. Foarte, foarte bun. Să-mi încheie ideea, iartă-mă, deci că... Mesaj cu zodia pe care o purtați și stilul în care noi vreți să încercăm să citim zodiacul vostru. Exemplu, fecioară, stil ardelean, că tot îl avem pe Victor care scris, e ardelean. A scris, uite, Oana Popescu, pești, dar n-a scris stilul. Mulțumesc, Oana Popescu, dar când o să înceapă rubrica? Acum a fost un anunț. Să facem cumva rubrica. De a le rugăm, dar nu pe Victor acum, că n-are nimic la îndemână. Să iau foaie și un pic cum ar veni să se uite să scrie, că dacă tu zici de la început... Da, noi acum am anunțat ca să știe oamenii, dar o să dăm noi start când o să înceapă. Da. Start, tu faci horoscopul cu Alex și Mocanu și cel din spate în cameră în funcție de ziua în care suntem. Deci tu ești Alex și eu sunt Mocanu? Așa e, da. Cu Radu și Mocanu. Bun. Ce, scrie nașpa, Cosmin Nedelcu se uită. Gen, bă, ăsta îl uiți, dar pe Micuțu. Salut, Micuțu. Salut, Micuțu. Salut tuturor. Bă, mă uitam când făceai cu Sorin și eu eram plecat în alte țări cu Micuțu, adică la Ploiești. Mă uitam dimineața la voi și voi vorbeați în continuu, dar nu știu dacă vedeați cât vorbea domnul Mihai Bobonete cu domnul Tom Alexandru, Alexandru. Vorbeau în continuu. V-a și salutat și domnul Mihai și domnul Toma.
Păi și e frumos, o? Am vorbit cu dânsii. Ați vorbit cu dânsii? Da, 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 am vorbit cu dânsii. Dar lui domnul Tomă i-am zis că la început i-am făcut reclamă, că i-am mulțumit pentru logo, pentru generic, pentru ăsta, pentru intro, pentru cafea, pentru Nesquik. I-am mulțumit pentru tot și pe aia când a intrat i-am mai mulțumit odată. Așa. Și cu domnul Bobonete am vorbit, da, i-am spus, dar n-ați văzut dumneavoastră? N-am văzut, nici nu m-am uitat la tot. Că... Păi da, am vorbit cu dânsul că este hostesa noastră, că el pe cine intra, saluta, știi, intra, intra Teo, salut. El așeza oamenii live. Intra, și a intrat cineva, a intrat Teo, salut Teuțu, ce faci, a intrat Cortea, oh, Neluțu. Bună seara, aveți rezervare pe live? Da, am la 5.48, perfect. Dă-ți seama unde am ajuns noi, dacă avem pe Mihai Bobonete să ne așeze oamenii în live? A fost o glumă, domnul Mihai. Da, 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 nu, că plus și eu m-am simțit un pic prost zicând chestia asta. Domnul Bobo, vă rog frumos, nu vă supărați cu noi. Bă, da, am râs cu Sorin. Tu ai auzit gluma aia lui Sorin? Vreau să o repet. Cu visatul. Vorbeam despre visat. Așa. Și a zis Sorin ca o glumă, că vise... Vorbeam de vise erotice, știi? Și că el când are vis erotic, are ca lumea vis erotic, știi? Și că după când termin. Așa. Și a zis că după 9 luni are un coșmar. Nice. Nice. I-a zis că ăsta e bit de stand-up, ăsta e chiar. Da. Fii atent, chiar rac, vreau ca Andreea să te aștept. Da, sunt multe, multe sugestii, ce faine. Ce păi tare. Trebuie să-mi fac decolteu pentru a de aesca. Eu săptămâna trecută am încercat o chestie, am întrebat pe oameni dacă sunt corporatiști. Eram curios. L-am întrebat și pe Sorin, nu știu dacă am terminat chestia. Tu ai idee câți corporatiști sunt în Pipera? Câți lucrează? Foarte mulți. Așa, ca un număr. Păi... Uite, știu că la Oracle sunt 5.000 de angajați, parcă. La Oracle? Da. Tot ce tot Oracle, tot ce înseamnă Oracle, da, da. Nu doar un... Nu, tot ce e la noi corporate în București, în zona aia. Doar pe Oracle și sunt mai multe firme. Deci eu să cred că acolo sunt cel puțin 40-50% dintre oamenii care lucrează în corporație, da. Doar în zona Pipera. Cred, zi un dau număr, cu presupusul. Da. Zi un număr. Să zic un număr? 20.000. Ce 20.000, mă? 150.000. 200.000, mă. 200.000. Bucălaie câștigă. 200.000? Mult mai aproape. Da, mă, 200.000 de oameni lucrează în București, în corporații. Și întrebasem pe oameni dacă sunt corporatiști și dacă își urăsc jobul. Că e chestia asta, că îți urăști. Nu cred că toată lumea își urăște jobul, efectiv, toată lumea care lucrează la Oracle, să zicem că a zis Victor că a lucrat la Oracle. Tu urai, mă, când lucrai la Oracle? Nu, era chiar ok, era acolo. Adică sunt condiții foarte, foarte faine. Nu, dar lasă, condiții știu că sunt faine în corporații, dar tu te simțeai ok, adică era ok, sau ți se părea că te duci la o mizerie și, mă rog, sunt condiții faine? Nu, plată, eu sunt genul de om care nu suportă monotonia, deci pentru mine clar nu era un loc bun, dar sunt mulți oameni care sunt mulțumiți de chestia asta și se simt în siguranță cu jobul de la 9 la 5, că le oferă siguranță. Dar dacă nu-ți place monotonia, te distruge. Cred că oamenii își urăsc joburile de corporație, cred că la început, când dau salariul mic, în primul an sau primii 2 ani. După aia, oricum, se obișnuiesc, le crește și salariul, toată lumea e bine. Eu la asta mă refer. La faptul că intri într-o chestie de te duci la corporație, e bine, ai un salariu decent, iei 1000 de euro, iei 50 de milioane, să zicem, 40 ceva de milioane, care e un salariu decent să trăiești în București, yes. Adică să-ți plătești, să ai și o rată. Și cum e, îți faci o rată la mașină, o rată la apartament și după aia ești dependent de jobul ăla și te mănâncă. Trebuie adică asta faci. Poate să fie, ești nașpa la corporație. Și întrebasem pe oameni dacă sunt corporatiști, revin cu întrebarea. Dar nu dacă vă urăsc jobul, pentru că mi-a scris atunci un băiat mesaj pe Zi Bună. Mi-a scris că, bă, tu vrei să zici în public că ne urâm jobul? Suntem prieteni cu șefii, cu superiorii, cu asta, nu pot să scriu eu, e și numele meu acolo. Andrei Cotcotăcescu, lucrez la Oracle, secțiunea de primire clienți, urăsc oamenii cu tendințe suicidale, cred. Suicidale, am vrut să-i spun suicidale. Ca să evit cuvântul suicid. Da, dar de moarte și de rău, eu l-am zis mai devreme, fără nicio problemă. Las că noi am zis dar și el, dar săptămâna trecută că să moară, a zis Sorin, efectiv tot ce se poate. Ce crezi că o să pățească ceva domnul Arșinel în cazul în care a anchetat? Nu știu despre ce vorbești. Păi cum că l-a luat săptămâna trecută DNA-ul să dea niște declarații? Păi cu cazul ăla vechi când l-a, nu știi că l-a arestat pe domnul doctor ăla care lua 1000 de euro și pagă, care l-a operat și pe Arșinel și l-a băgat mai în față ca să-i dea nimic. Știam că l-a băgat ceva în față, dar nu știam că e cercetat. Ba da, acum e cercetat. Nu cred, e maestru, mă. Că de asta era și Sorin foarte așa pe...
Păi lasă-mă că Arcinel care s-a băgat în față gen și da, că maestru, artistul nostru, valoarea națională, care sunt niște chestii, bă, nu e chiar corect. Mă rog, cine este noi să judecăm, da, dar da, dacă a fost nu... așa, n-ați făcut frumos. Mă rog! Poate vă uitați la zibură. Domnul Arcinel, dacă vezi de acum, mă, dacă vezi lăsandul Arcinel acolo, join, join. Sau mă rog, la tine se uită. Bă, dar e foarte ciudat să scrie se uită. Mă, popi. O făcea, o făcea Costel pe aia cu Stella. Mă, Stel. Unde e? Dar nu, și nu mai este Stella. M-am rușinat așa un pic. Trecem peste. Așa, să salutăm familia Bucălaie, care sunt fanii noștri. Te salut, sănătate, tata. Tata Bucălaie, doamna mama Bucălaie, Alex Tutu Bucălaie. Toată familia. Păi frate, trei oameni. Tu, e combinația între noi doi, Alex Bucălaie. Cu el, mare. Bun, hai să trecem la următoarea rubrică, pe care este foarte bine programată, ce avem. Ce avem mai în... Eu am dacă vrei, dacă când vrei tu. Zisesem aseară la Alex Mucanu că mi-a venit o idee, nu știu dacă săptămânal, cel mai probabil săptămânal decât zilnic, adică luni, marți și miercuri, să citim trending-ul de pe YouTube, care se schimbă odată cu ziua și odată cu vizualizările, și să luăm de la 10 în jos. Da, vrei să luăm mai de la 5? Hai să luăm de la sau 5. Poate sărim peste ele, că nu, sau, cred, da, sărim, că nu sunt toate foarte interesante. Da. Hai să luăm de la 0, de la 10, cum ai zis. De la 10, păi nu știu care. Scuză-mă, este 10. Tu ziceai fix ce de la 6, nu, de la 8. De, dar de ce de la 5? Tu ziceai, da, în continuu. Numărul 13. De, Cristina Manea? Cristina Manea. 13, mă rog. Ai înțeles. Ce este în trending pe YouTube? Așa. Uite, râs ca prostul, episodul 10. Dar ce număr e? N-au numere? N-au... Nu au, mă, decât dacă intri în ele. Asta e. Că și YouTube-ul ăsta nu te... Uite, e 12. 12 în trending este râs ca prostul. Felicitări oamenilor care sunt implicați în râs ca prostul, care a fost și pe primul loc în trending, episodul 10. Da, da. Foarte da. Șmecher. Bravo. Foarte șmecher ăla cu Minculescu, care eu, să... S-au ocupat, a venit cu ideea și s-au ocupat foarte și jumătate. Și ceilalți care au venit cu glume. Da, toți, de altfel, dar, na. Cum ar veni omul care vine cu ideea și organizează. Da, mă, are mai mult, are dreptul la mai multe laude decât bravo Minculescu și Maria. Corect. Pe locul 10 pe YouTube avem pe Callum Scott, You Are The Reason, habar n-am, nu o melodie. You are the reason, you are the answer, you are my own, you are everything. E bine, rămâi pe cântat. Așa mi se pare că e totul. Iar pe locul 9 avem o chestie la care chiar m-am uitat, dar m-am uitat că m-a interesat, nu să vorbesc astăzi despre treaba asta. Școala Invers, episodul 2, Lucrarea. Școala Invers? Școala de șoferi invers? Nu, școala, eu când am citit... Școala de gay, mă. Aia e școala pe invers, mă. Școala de gay ar fi bună. Ce faceți, mă, băieți? Hei! Mircea! Doi, ai doi la vorbire. Prea masculin. Școala pe invers. Prea masculin. Cum îi zici la... Eu plec. Serialul ăla de pe Netflix cu lumile paralele. Vă uitați? Nu mă uit la nimic. Ai, mă, copiii ăia. Stranger Things. Da, Stranger Things. Da. Și acolo era universul invers, aici e școala pe invers. Mă rog, foarte amuzant, uitați-vă. Ce spre ce e? Ce se întâmplă acolo? Bă, nu vrei. Nu? Dar este guest Bibi, așa că nu cred că trebuie să mai... Nu, dar nu vreau să judec, dar are foarte multe vizualizări. Are... Câte? 266.000 de vizualizări. Acum 3 zile? Da. Da, mă, dar sunt, e depusă de la 5 pași, mă, ăștia de la 5 pași sunt șmecheri. A, da, nu știu. Scuze, 5 pași. Pe locul 8 avem reclama mascată de la EMAG, sau cum să ții țeapă de pe EMAG. Dar le-ai văzut clipurile astea? Păi nu, că hai să le vedem împreună. Păi nu, nu pot să le vedem împreună. Păi tocmai. Putem să filmăm după aia și să punem în episodul de pe... Am putea să facem o chestie, să facem live-ul și după aia să mai facem ceva pe care îl filmăm, că eu o să încep să... A, apropo, paranteză,
Pe YouTube nu mai suntem live acum, nu vreau să facem pe termen lung live și pe YouTube decât pe Facebook. Și pe YouTube o să fie puse episoadele urcate, o să le pun pe toate la un moment dat, că am avut niște probleme cu primele. Și o să le pun pe toate pe youtube.com/zibuna, pe Zi Bună Media, și să vedeți acolo. Și am putea episoadele alea să mai adăugăm ceva în ele. Da, da, asta înseamnă în timp, mai mult. Când, când avem deja un format și un ceva și știm ce facem la emisiunea asta, nu ne... O să facem. Faci, bă, uite, deja ai venit cu rubrică. Da, păi da, pe locul 6 l-avem pe Dani, unicul, Mocanu, colțul roșu, Hit 2018, bă, îmi place de omul ăsta, mie... respect Dani Mocanu. Sincer și eu, dar faci, da. nu faci mișto, și știi când mi-a câștigat respectul? Mm. Cu melodia aia cu Sunt Nevin, cred că prima, cred că sunt două cu Sunt Nevin. Nu, prima aia cu care a bubuit a fost aia cu Să mă ferez de gardă, nu a, mai vreau. Să mă, aia cu elicopterul de jucărie filmat, da, aia, doamne, era bijuterie când eram în facultate, o ascultam la beție în continuu, era de vis. Pe mine m-a spart, mie mi-a plăcut foarte mult piesa aia. Mi s-a părut că e gangsta pe bune, adică știi că noi, la noi nu-s rapper gangsteri, zicea și puia chestia aia cu, nu mai știu, adevărații mafioți nu ascultă hip-hop. Zicea, mă rog, da, într-o melodie. Zicea puia într-o melodie, da, că nu, noi nu avem rapper, noi avem, să ascultă manele, tu ai ceva, nu că simt... Da, mă gândeam de puia cu drogul preferat al puia. Nu putem nu, să da, facem, și, că și, e... Și. Bă, cât... Drogul preferat al puia? Nu știi care e? Nu. Aaa, căcat, nu pot să spun. De ce? Scuze, ce? Zice... Asta e drogul preferat al puia? Unde? Da. Zice el? Are o melodie, da, și o zice, da, așa foarte lașiv. O zice într-un fel, frate, adică super libidinos așa. Drogul meu preferat e puia. Bip! Ui, și bip! Și Mirica a întrebat care-i drogul pe mi-a zis, dar scrie și tu în comentarii. nu, glumesc. Mi-a zis un prieten la tu idee să facem un swear jar. Un ce? Un swear jar. Când un borcan. Când scăpăm ceva vulgar, punem bani acolo. Bă, du-te. E în gură, fiecare, ok, deci de fiecare dată când fiecare scapă câte ceva din gură, ok, pui 5 lei acolo, 10 lei? Da. Și când se iau? Adică dacă... Îi donăm la un moment dat. Haide mă, se termină sezonul și noi donăm 78 de lei. Probabil 20, că după ce ai dat deja 10 lei de două ori, nu mai zici nimic. Nu, mai ales că-i vezi aici, că e un borcan transparent, o să-i vezi aici că sunt bani și ți-amintești, nu trebuie să înjuri. Da. Așa că ai o idee. Ce să faci? Ce să faci de aia? Te în gură, nu mai am bani. Aoleu. Și pe aia dai cu cartul. Aduce și un POS aici, că dacă nu mai ai bani, ce juri, ce faci? Vei cu cartul. Tit. Așa, și trecând la trending pe YouTube, bla bla bla, 45 43 32 sunt o grămadă de melodii în top care sunt super super tele. Știi vreuna? Enrique Iglesias, ca accent, ești nebun, My Lady. El Banio. Dua Lipa. It gaf, tup, it gaf, tup, așa e, așa e. It gaf. Gaf. It gaf, mama. It gaf. Și eu am. Ce ne-a atras nouă atenția? Așa, și ce ne-a atras nouă atenția este atenția? Că pe locul 1 trending pe YouTube de vreo două zile, dacă nu mă înșel, este un clip al cărui titlu Ultimul meu fan mail. Ultimul fan mail? Am primit o sticlă cu... Pișat! Serios? Da. 2018. Da. Da, road, de la Alexandru road, Bolan. Road to 500.000, cred că, de subscriberi. Are 400.000 de view-uri. Alexandru Bolan. Alexandru Bolan a făcut clipul Ultimul fan mail, am primit o sticlă cu pișat. Și sunt absolut sigur că nu a primit o sticlă cu pișat. Deci eu pot să jur, nu știu dacă nu te-ai uitat, presupun. Nu m-am uitat. Are 23 de minute, nu putem să ne uităm atât de mult. Sunt absolut sigur că nu a primit o sticlă din asta cu pișat. Clar. Și bă, mie îmi plac foarte tare vlogării, vreau să încep prin asta. Eu chiar îi urez pe toți și pe domnul Alexandru Bolan, la urmărit, n-am nimic cu ei. Dar încă mă fascinează cât timp poate să mai meargă treaba asta cu clickbait-ul. Da, da. Dacă observ că o să mai meargă. Adică era o altă vlogăreță pe care o urmăresc eu, că îmi place foarte tare domnișoara Mimi, care a scris... Știi cum mă simt acum? Exact ca
ca Mircea Badea, să mor eu. Am ajuns iar în față și vorbești de tinerii de pe internet. Știi? Și vă mă cred așa superior. Sunt domnișoara Mimi, pusese la un moment dat, s-a găsit ea să pună pe Facebook, pe internet, cum am dezvirginat eu. Asta e știre. 1,5 milioane. Nu știu, nu, a făcut aproape 1 milion de vizualizări. Da. Dinescu. Îl urmăriți pe vloggerul Ilie? Nu, eu nu urmăresc niciun vlog. Nu? Bine, deci n-am cu cine să discuți. Nu mai am timp, mă, să urmăresc, că m-aș uita. Îmi plac niște chestii. Dacă mă enervează ceva, adică îi respect foarte mult pe băieți, l-am văzut pe Shelly la discuții cu priză. Shelly. Shelly, da. L-am văzut pe Shelly și mi-a s-a părut așa de tare cum vorbea despre, adică are 16 ani. Bă, și vorbea așa de business și matur și ok, pozitiv, adică mi-a plăcut de el. Da. Și sunt sigur că dacă i-aș cunoaște, ar fi niște oameni mișto, mulți dintre ei. Dar bă, când văd câte o porcărie din aia de vlog, de nimic, este, bă, nu, de ce, cât, cum? Mi-mi plac foarte tare vloggerii, adică, bă, pe lângă faptul că trebuie să apreciem că muncesc foarte mult. Bun, da, prost, da, muncesc o grămadă. Adică am făcut și eu la un moment dat nebunile la prostirea la cu vlogălaie, bă, și un basic de montaj dura câteva ore, mă rog. Dar e foarte amuzant că, pe lângă faptul că lucrează foarte mult, acum s-au dat de curând și pe cântat. Bă, n-are cum să nu te amuze Shelly, care... Omul e și râit și lâlit, adică nu prea poate să le pronunțe pe amândouă și când cântă așa super gangster, am venit cu băiatii mei, vine mă oi căciun, femeile, da, bă, tum, noi cu băieții, avem și-o aici pe masă. Bă, nu, asta a cântat că m-a ascultat și aia, dar mă zăpăcea sorin în săptămâna trecută cu Crăciunul fa gang. Crăciunul fa gang. Eu am înțeles fenomenul trap, mi-a plăcut foarte mult, acum m-am săturat de el, m-am plictisit. Eu am înțeles că copiii ascultă și Atra Benz. Accept, îmi place, nu mi se pare că e un mesaj, ascult și eu, nu mi se pare că e un mesaj, cum zic ăștia, cocalar, mi se pare că e un mesaj de dragoste, adică dacă vrei să-l vezi, e un mesaj de... Cui îi place, mă, și atât. Da, mă rog, îmi place. Ideea este alta. Băi, ascult poia care cântă, ei asta au făcut toată viața, sunt niște oameni, sunt 5 oameni care asta au făcut 10 ani de zile, au cântat în continuu și sunt profesioniști și cântă. Ce-ți place ție, trap, da? Bă, când vin copii din ăștia care efectiv se prostesc și fac piese și alți copii cântă, gen, eram la un moment dat pe stradă și erau doi copii care cântau ceva trap, știi? Ah, nu, eram în mall, mâncam și erau doi lângă mine. Da. Și ascultau o melodie, unul cu o cască, unul cu o cască, da, și da, cântau. Da. Nu, cântau, da, ceva trap. Nu am dat seama că e ceva trap. Și am zis, ia uite ăștia, știu și Atra, mamă, ce drăguț, marfă, copii. Și mi-am dat seama că nu prea știu ce cântau, deci n-avea cum să fie. Că... Și după aia mi-am dat seama că era o porcărie de asta, că a zis ceva de vloguri sau de ceva. Și, oh, shit, ia, bă, s-au apucat. Bă, s-au apucat toți vloggerii de... Nu, dar oricum, ei nu cred că se dau și o da, părere, nu cred că se apucă la modul, bă, vreau să cânt, uitați și calități vocale. Ce e foarte amuzant și își dau ei, fac battle-uri între ei și iar mă simt ca Mircea Badea, trecem peste. Oarecum setează, cred că asta mă râcăie pe mine un pic, setează un standard, că având 1 milion de view-uri pe un clip, dacă cineva vede o piesă trap, vede pe aia. Corect? Și setează oarecum un standard. E ca ai umorul care s-a setat un standard mai jos la stand-up. Mulți oameni nu știu stand-up. Mi-au zis mie oameni gen, dar de ce nu te duci, mă, la umor? Că ai avea șanse. Știi? Dar nu, la modul că... Sau i-a zis, nu, dar nu știu cine mi-a mai zis. Vio sau i-a zis cineva unuia de ăsta. Că de ce nu te duci, că ai avea șanse, știi? Pentru că ei nu înțeleg, într-adevăr, nu știu fenomenul, e de înțeles. Nu știu fenomenul și văd stand-up și zic, bă, ăla e stand-up înseamnă. Așa și cu asta, dacă vezi o piesă din aia, zici, bă, ăla e, bă, și ce-mi pasă mie, bă, nu, mamă, nu-mi pasă deloc, efectiv. Nu știu. Eu am fost aseară să văd Jumanji. Nu cred. Da, cum e? Mizeria aia. Haide, mă, cu Kevin Hart și cu The Rock. Ai văzut? L-ai văzut? Nu vreau să mă uit. De ce? Pentru că cu Kevin Hart și cu The Rock? Păi eu de-aia m-am dus. Nu-mi place de Kevin Hart, nu-mi place de The Rock, dar mi se pare nu-ți place de The Rock? Nu-mi place de The Rock. A, am vrut să te împing pe tine. Băi, frate, nu are cum să nu-ți placă de The Rock, este cel mai mare fom din lume. Ce, adică ai da acolo? Acadugati, mă, du-o, parata, hai, aș merge până la... Aș lua... Hai să zicem că nu te simți în siguranță dacă e lângă tine.
Bă, nu. Filmul, credeam că mie mi-a plăcut foarte mult Jumanji originalul. Adică chiar mi-a schimbat percepția față de filme. Mi-a plăcut foarte mult ideea. Ăla cu Robin Williams. Robin Williams. Da, a fost foarte șmecher. Nu văzusem un film așa de tare. Și m-am dus în ideea că altcineva găsește cutia aia și cu povestea lor. M-am gândit că asta o să fie. Era rescris complet, adică nu este decât numele Jumanji. Ei sunt în altceva, într-un joc, da, da, sunt într-o junglă care e Jumanji, locul în care se întâmplă și pe care trebuie să se salveze ei. Bă, dar filmul marfă, adică acțiune din aia super soft, exact ce vrei să vezi. Acțiune, marfă, grafică și funny, pe alocuri, dar funny bun. Dar ți-a plăcut mai mult asta sau originalul? Păi nu pot să compar, că originalul meu s-a întâmplat când nu erau filme de genul ăsta și chiar m-a marcat, chiar a fost important pentru mine. Deci da, da, da. Ăsta, na, e un film, mie îmi place foarte mult Dwayne Johnson și Kevin Hart. Și Kevin Hart. Și bă, a jucat Jack Black. Extraordinar. Ce? Ce rol a avut? Jack Black e unul dintre ei. Ah, ok. Deci sunt patru tipi care s-ajung într-un joc. E femeie și după aia... Da, frate. Bă, a jucat. Deci el este cum ar veni o femeie în corpul lui Jack Black, în joc. Da, adică da, o femeie, da, care controlează caracterul, că asta e practic un joc. Bă, atât de bine a jucat o femeie, pentru că el vorbea ca aia și era o din asta de la liceu, de asta popular girl. Am înțeles. Bă, a jucat atât de bine și a fost o scenă în care s-a luat să se pișe. A fost atât de să facă șușu. Sănătate. Ai pus exact cât să pui pe la valieră și a sărit? N-a sărit. Și a jucat să facă pipi, bă, și a fost atât de funny cu și acum ce fac? Și la un moment dat a zis că e atât de ușor, nu mai știu în engleză. Dar, bă, asta e atât de ușor. Ceea ce am impresia că orice femeie dacă ar avea ar zice: "Da, e atât de mult mai ușor." Pentru care mâner. Asta a fost. Pentru care mâner. Da, 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 da. Mă rog, Jumanji, mergeți să-l vedeți, e marfă. Asta că zisesem la ceva mărunt, că am făcut ceva mărunt aici, nu știu dacă ai văzut ceva am mărunt. Am văzut. Marfă. Nu m-am uitat, dar am văzut că e filmat aici. Mă rog. Să înțeleg că cineva nu e de acord? Am filmat aici ceva mărunt și zisem de Jumanji ca propunere, gen, ca recomandare. Și tot m-am întrebat, a, cum e Jumanji? A, nu l-am văzut, am zis așa un film. A, random, păi nu poți să recomand ceva fără să vezi. Da, păi m-am dus să-l văd, așa trecem, că recomand. Trecem la horoscop? Jumanji, marfă, că da, trecem la horoscop că trebuie să ajung în altă parte. Tu trebuie să pleci că s-a scris la facultate, mergi la universitate. Încep... dau din idei? Ce? Îți dau din idei ce au scris? Da, da, da. Bun, deci începe Citim Zodiacul. E o rubrică pe care încercăm să o îmbunătățim de zi cu zi. Tu faci Zodiacul, trimiți Zodia și stilul în care noi vrem să vrei să citim. A scris Mirica, vrem șpagat, că ai zis că ești Mircea Badea. Trebuie să dea de pe scaun, că trebuie să-l fac pe scaun. Și doamna Maria Bucălaie a scris. Maria Bucălaie, bună dimineața. Să rămână mama. Să rămână mama lui Bucălaie, mama lui Radu, practic, că nu e... Da. Mama lui Bucălaie al bătrân. Mama lui Bucălaie junior. Ce-mi place când îmi zice mama să mai supăr așa în casă și suntem toți și bă, ăsta mocanul. Și noi suntem de care? Bă, ăla seniorul. Piptala catego tabadahin. Eu am perioade în care folosesc anumite cuvinte sau expresii foarte des. Și acum, după fiecare glumă proastă, știi că erau după glumele proaste, oamenii făceau pâts-c-ts-ps. Da, da, da. Și acum faci o glumă proastă, bă, ai văzut ce am luat șiret? Togopadaingantanagadosaing. În loc de țăpătă-câs. Vrei să pune și o nouă chestie? Da, vreau. Nu era țăpătă-câs oricum. Și țipâtă câzie. Domnișoară, ți-a căzut pixul. Pocada e dat, da, gata, ca să-i nu carapotom. Ce? Nu poți să faci atâta. Bă, nu poți să faci atâta. Ba, da, mă, ca să evidențiezi rahatul. Știi că... O să-i țină minte lui. Nu te supăra, trage-mă de deget. Tocosono cada sabero taga taga senoto pacata keep. Da, deci dacă mă auziți așa pe stradă.
Fata bună, ai o gumă. Potata mea, tate, ca la gandranga. Mergem mai întoarce. Și eu se întoarcă și se facă ce? Mergem amândoi pe stradă și unul și o glumă proastă și mai facem amândoi, știi? Nu te supăra, ce ai acolo? Să pantalanta, cara la credo. Dar știi cum? Să mergem amândoi pe stradă, dacă și cum n-am fi împreună. Știi, ca și cum să merge doi oameni pe stradă, așa. Părți diferit. Da, 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 da. Și tu să zici o glumă. Și să începe amândoi de nică. Dar tu încep, că tu ai făcut glumă, tu încep și eu aud că cineva a făcut o glumă proastă să o evidențeze și fac și eu, știi? Sau nu. Știi ce putem să facem? Mergem toți trei, acum pe stradă. A, nu, aici, că suntem pe splaie. Nu-i nimic. Și Victor face gluma lui, vestita lui glumă, nu pot să spun acum, dar este foarte bună. Gluma ta, replica ta de agățat. Din... Ah, da, 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 da. Vreți să spun? Nu, glumesc. Faci tu așa și tu mergi pe stradă și zici unei fete chestia asta și noi mergem ca și cum nu ne-am cunoaște niciunul cu celălalt și trecem așa și tu zici: bună, sunt Victor. Da, da, da. Acum un insight pentru oamenii de lângă. Acum s-a tot dreptat un domn de aici de vis-a-vis care vrea să-și facă studio de lecții de PR. Și imaginez un copil care face așa și își trezește degetele și când dă la PR acolo se aude tac, tare, era. Dar le se seama cum e el acolo. Și tare, era coroboros. Eu sunt sigur că nu s-au de foarte bine în chestia asta. Da. Fii atent, avem așa pești CNN style. Ce? Pești CNN. Pești. Ah, păi dă și mie, mă, horoscopul. Uite, că și tare Tower stil slujba de duminică. Fii un pic, avem deja. Da, da, da. Pești CNN style. Victor, tot ce încă... pești, ok. Pești, horoscop, balanță. Pești ultimul. Pești ultimul, dar da. De unde știi? Că sunt la coada lanțului trufic. Pau, tare era! Băi, eu cred că trebuie să râdă oamenii, nu să râdem noi la emisiunea asta. Aoleu. Bă, trebuie să ajung la... Pești, da? Se ne ok, now we are back. You, the peștis, you are arriving at a conclusion, equilibrated in one problem about a friend or one of your protectors. He will be useful for you because you have dominated Grigerer Ped on this subject. Okay, have a nice day. Cornel? Pau! Da, ce ai zis tu, Victor? Tower stil slujbă de duminică. Tower. Ăsta al câtelea e mocan? Nu știu. Tower e primul. Pentru că are coane. Nu, Berbec e primul. Vrei să încerci? Ce ai zis tu? Tower stil slujba de duminică. Sau îi poți face și stil... Da, nu. Tower. Bine. Ai o... Ai ocazia să slăbești unele dintre nodurile interioare care te-au ținut blocat în pesimism și gândurile și să faci un pas înainte. Să faci un pas înainte, să faci un pas înainte. Fac un pas înainte. Să faci un pas înainte. Faci un pas înainte, fac un pas înainte. Spre un alt fel de a trăi. Veșnica domenire. Doamne, Doamne. Tu chiar ai voce din aia și față de preot. De la barbă. Și ești preot. Și acum, pentru că ți s-a citit horoscopul 60 de lei pe Carla Alex Mocanu, ING, RON, ECB, CBRTC. Era marfă dacă ziceai efectiv contul meu de nicăieri. Să zici efectiv. ING, RO 20, NGB, 000999, bun, mai gemeni ala Nicușor de la Nicușor de la Brăila. Nicușor de la Brăila era ăla care făcea cu mândărie smacâz coptură galbenă. Coptură galbenă. Bă, hai să nu citim ca Nicușor. Hai să... Hai că noi citanii să facem. E un moment deosebit, e favorabil. Da, mai să ne... Da, să ne... Ne ducem chiar... Ui, Rac ca Andreea Esca. Rac ca Andreea Esca. Da, trebuie să-mi scoțățele afară.
Eu nu mai țin minte cum era cu Andreea Esca. Cu Andreea Esca, e doar bătrână și citește foarte bine și are o voce foarte plăcută. Și face la radio, m-am uitat eu ieri la, la radio cu Ion Țiriac. Da? Da, foarte mișto. Și invitat și mecherare la... Băi nu, e foarte mișto Andreea Esca, dar nu, adică oricum nu o să fie ceva foarte da, bine. Fă știri, pentru că, știri, da, cum ar veni. Ai ceva de învățat de la o persoană care ai poți... Nu face Andreea Esca. Andreea Esca când a dat probă la ProTV. Hai, fă Andreea Esca când a dat probă la ProTV. Era și tânără. Ai, era și tânără. Ai ceva de învățat de la o persoană care ai porți un respect deosebit sau ar trebui să faci acest lucru? Trebuie doar să știi cine e. Acum dăm legătura lui Andreea Raicu. Atâta, ăsta e tot horoscopul. Păi trebuie să găsim horoscopul mai lung. Da. Fii atent, avem aici... Horoscope monologe. Dacă nu ți-a plăcut Nicușor de la Veila, avem Gemini in Steel Hagi. Ia, yeah, de că mă bag. Gemini in Steel Hagi? Cum ar fi să fie doi Hagi? Steel Hagi. Gemini. 15 ianuarie 2018. Gemini. Este un moment deosebit de favorabil, este un moment deosebit de favorabil pentru a descoperi ce ascunde în spatele unor temeri, pentru că în spatele temerilor se ascund lucruri uneori. Când dai cu piciorul, tu trebuie să dai temeri, că noi nu folosim decât picioarele, adică, înțelegi, cu, fără mâini, e un moment deosebit de favorabil pentru a descoperi ce se ascunde în spatele unor temeri, cum ar fi cele legate de lipsa unei lovituri bune cu capul, unei lovituri când dai cu capul, că de-aia am învățat, că de-aia, bă, să salvăm țara asta, am învățat fotbal și am rămas aici, în țară, să facem fotbal românesc, să funcționeze. Și voi ce faceți? Voi nu faceți nimic. Gemeni! Băi, gemeni, ce faceți voi? Ăsta e Hagi asta care e la protest. Cu Halacian, Hagi la Gian. Acum fac și eu pe Hagi la gemeni. L-a dus? Hai. E bine. Hagi la gemeni. Hagi la gemeni. Hagi la gemeni. Și acum vremea cu Victor Băra. Hagi la ce? Astăzi va fi... Dar nu am de unde să citesc. Păi citește. Pot, da, să mor. Astăzi a nins și o să mai ningă încă puțin. Mulțumim foarte mult, Victor Băra. Ați văzut? O să mai ningă puțin. Mi-a scris cineva, The End of the Fucking World e un serial foarte tare pe Netflix. Da, am văzut, a apărut trailerul. O să ne uităm. Uite, Leu Ciobanu. Leu Ciobanu. Ca Andrei Ciobanu sau Ciobanu la adevărat? Pa da da te Leuca Ciobanu. Leuca Ciobanu. Hei, bună dimineața, bine ați venit la Kiss FM. Sunt alături de Ionuț Rusu. Rusu, exact. Bă, multă baftă, Ionuț Rusu, da, la radio, da, la rochit. Bă, da, ce-a făcut Sergiu? A plecat să... Nu l-a dat afară. Sergiu a avut niște... A ajuns, da, la spital. Sergiu nu mai putea să mai trăiască dimineața și să facă față la chestia. Ah, ok. Ce-a trebuit să plece. Ok. Eu. Vin mesaje fel de fel de la ăia apropiați, dar și de la colaboratori sau de la asociați. E foarte important să iei calcul. E foarte important să iei calcul ce spun acești oameni. Chiar dacă nu-ți place. Ciobanul muri bun. Da, ce, da, ce a murit fix zic când s-a terminat pe asta. Băi, la început sănătos, între timp a făcut tuberculoză și a și murit pe câmp. Că viața unui cioban se desfășoară foarte repede. Între 5 și 12 secunde. Cam atât. Bă, eu trebuie să plec acum 10 minute. Ok. Deci... Vă mulțumim din suflet că v-ați uitat, da. O să facem emisiunea asta din ce în ce mai bună. Mulțumim și lui Victor care a fost astăzi aici cu noi. Nu ai de unde să știi că o să facem mai bună. Căutați Băra Victor Podcast pe SoundCloud. Și nu uitați să ne dați un like și un share. Ne-ar ajuta foarte mult să ajungă la cât mai mulți oameni. Bă, oamenii au nevoie de emisiunea asta. Vă mulțumim. Nu, noi avem nevoie de oameni la emisiunea asta, n-ai greșit. Tu nu știi să te promovezi. Nu știu, frate, sunt foarte prost. Păi dacă stau cu Teofio și cu Stelan de șeuri.